Bună, dragii mei gemeni! Bine ați revenit, dragii mei abonați, și mulțumesc pentru numărul mare de vizualizări pe care l-am avut luna trecută, dragii mei. Sper să fie și această citire la fel de bine vizualizată de către voi. Bine ați venit, cei care vedeți pentru prima oară această etalare. Fac și pentru voi citirea pentru februarie 2024. Nu uitați de cea anuală care este publicată pe contul meu deja și, bineînțeles, dacă încă n-ați văzut ianuarie, puteți să vedeți retrospectiv și să-mi spuneți dacă oarecum a fost sau nu așa, da? Am câteva surprize pentru voi, am achiziționat niște pachete noi de cărți, dar vorbim imediat despre ele în timp ce etalăm. Citirea mea se potrivește atât pentru cei care sunteți în zodie de gemeni, dar și cei care aveți ascendentul în gemeni, bineînțeles. Înainte de a începe, sper că sunteți bine și sper că să nu uitați totuși că este o etalare generală. Ghidați-vă în funcție de mesajele care vi se potrivesc vouă și nu uitați, puteți să mergeți și la ascendent să vedeți dacă rezonați mai mult acolo sau dacă vă completează ceea ce spun prin zodie pentru cei care aveți nevoie, mai ales dacă aveți peste 30 de ani. Să începem, dragii mei, că sunt convinsă că așteptați citirea mea pentru februarie mulți dintre voi. Și primul pachet pe care l-am achiziționat se numește Mesajele Îngerilor, sunt mai mulți îngeri și vom vedea pentru februarie care înger vă ghidează, care vă ajută și ce mesaj are pentru voi. Ia să vedem. Pentru februarie, nu știu dacă sunt februarie, cu siguranță am zis. Acum mai scapă și mie câte un cuvânt, nu uitați că sunt obosită câteodată. Îngerul răbdare, patiens. Este perioada în care, pentru voi, în această februarie, este o perioadă în care ar fi bine să învățați, să studiați și să adunați toate informațiile de care voi aveți nevoie, adică să aveți răbdare, da? Să vă bucurați cei care încă sunteți studenți sau urmați anumite cursuri de perfecționare, pentru că în viitor veți pune în acțiune ceea ce voi studiați, da? Deci răbdare și să studiați, să aprofundați și să vă bucurați de această etapă din viața voastră în februarie. Deși care sunteți studenți, faceți anumite cursuri de perfecționare sau studiați voi ceva ce vă interesează, e bine decât să studiați, să nu luați o anumită decizie importantă. Asta vă îndeamnă îngerul dumneavoastră pentru că veți avea când să folosiți cunoștințele voastre într-un mod benefic dacă le aprofundați ca atare. Wow, răbdare, cuvântul potrivit. Nu vă grăbiți, dragii mei, să folosiți, mai studiați, să vă aventurați în ceva ce încă nu este solid pentru voi. Ia să vedem îngerul romantic sau îngerii romantici, ce vești au pentru voi în ceea ce privește viața sentimentală. Foarte interesant primul mesaj, nu mă așteptam, dar se pare că mulți dintre voi vă doriți o schimbare. Am văzut în citirea anuală și cred că din februarie vă gândiți și studiați pentru a face ceva cu totul spectaculos. Să știți că deja ați cunoscut persoana pe care voi o căutați. Deci, cert este că sunteți îndrăgostiți, iubiți o anumită persoană și să știți că este persoana potrivită pentru voi, fie că sunteți într-un parteneriat, fie că vă gândiți la o anumită persoană, fie că pur și simplu, nu știu, iubiți intens pe cineva. Este persoana potrivită pentru voi, acest partener este ce vă trebuie. Nu vă mai gândiți dacă ați ales bine, dacă sunteți cu persoana potrivită sau dacă lucrurile vor funcționa. Vorbim de cei care sunteți într-o căsnicie și vă aveți anumite dubii, poate au fost niște probleme, ca în toate căsniciile, nu știu ce să zic, vă dați seama că puteți în continuare avea încredere în partenerul dumneavoastră, că lucrurile merg din ce în ce mai bine, va fi o lună frumoasă pentru voi din punct de vedere sentimental, veți fi iubiți și răsfățați, bineînțeles. Nu mai aveți dubii. Un pic de răbdare și lucrurile se construiesc cu siguranță. Cei care încă sunteți singuri, dragii mei, și căutați marea voastră iubire, să știți că sunteți în prezența ei, să știți că cunoașteți deja această persoană, să știți că persoana asta este în viața voastră, trebuie doar să deschideți ochii, nu va fi cu siguranță nimeni nou în luna aceasta februarie. Este o persoană cu care voi poate ați mai fost, e o persoană pe care voi o cunoașteți, o persoană care încă nu era sigur dacă este potrivită pentru voi, dacă să faceți sau nu pasul următor. Vă spun eu că da, e potrivită pentru voi. Ce frumos! Să vedem tarotul pentru cei care sunt în zodia gemeni, ce spune pentru februarie și cei care au ascendentul, bineînțeles.
Am și eu un geam în viața mea destul de drag, ca să zic așa, și mă bucur că a ieșit cărțile pentru el așa. Ia să vedem. Sau că am amestecat, sau eu nu le-am pus bine, de ce nu? Da, e bine așa. Energia generală pentru cei care sunt în zodia Gemeni este următoarea pentru anul 2000, pentru, mă scuzați, pentru luna februarie, da? Mi-a rămas anul în cap, mă gândesc la alt pentru că l-am publicat deja. Ia să vedem ce avem prin tarot. Valetul de cupă. Primul mesaj pe care îl am pentru voi este că veți afla că veți deveni părinți. Valeții aduc vești, valetul de cupă vă aduce o veste foarte, foarte frumoasă pentru voi. Veți deveni părinți, cei care vă doriți sau cei care nu vă doriți, dragii mei, acest lucru, da? Și avem și eu, ca și clarificare, un 10 de săbii. Această veste frumoasă vine când voi erați indeciși, da? Pentru că tot ce se întâmplă în luna februarie este să repare ceva din viața voastră, ceva ce părea terminat. Sau cel puțin așa gândeați voi, că nu se mai poate repara o anumită situație sau o anumită relație, da? Valetul de cupe spune că exact lucrul ăsta se va întâmpla. Pentru relațiile în care erau probleme referitoare la copii, da? Care aveți copii sau urmează să aveți copii, vestea bună sau copiii vă reapropie, da? Deci copiii joacă un rol cheie în relațiile de cuplu, unde sunt sau unde se doreau să vină acești copii în februarie, da? Vă reapropie, vă dă seama că sunteți totuși în persoana cu persoana potrivită, vă simțiți iubiți și vă reconectați unul cu celălalt, chiar dacă erați oarecum sigur că nu va funcționa toată și vrea să erați răniți de ceea ce s-a întâmplat până acum cu acest partener. Ăsta e primul mesaj. Al doilea mesaj este clar că viața dumneavoastră schimbă radical, nici voi nu mai gândeați, ține de ceva ce ține de sufletul vostru, găsiți soluții la problemele pe care voi le aveați. Cu toate că vă era teamă, cu toate că, simțiți că nu veți găsi niciodată acea situație, acel job sau acea, rezolvare la anumite probleme. Februarie vine cu rezolvarea prin intermediul acestui valet, care poate fi în zodie de apă, poate fi rac, poate fi scorpion sau poate fi pești, da? Este persoana potrivită pentru voi. Dacă o căutați, dacă o doreați, vine și ea cu oferta de iubire către voi în luna aceasta februarie. S-ar putea ca voi să fiți, dragii mei, cei curtași și luați prin surprindere de această persoană pe care voi, la care voi visați și erați oarecum împăcați cu gândul că nu aveți nicio șansă cu această persoană și uitați ce frumos se deschid ușile către voi. Vești frumoase, ceea ce țin de partea sufletească în luna aceasta februarie. Profesional la fel. Studiați, știți ce vreți, cu toate că credeți că nu o să găsiți nimic care să vă placă sau să răspundă cu cerințele voastre, vă dați seama că o să faceți un curs în această lună februarie sau începeți un curs sau deja sunteți la acel curs și vă dați seama că aveți toate șansele să obțineți beneficiile pe care voi le doriți, pentru că faceți ceva ce ține de pasiune. Prin intermediul acestei persoane, cineva vă deschide ochii sau chiar voi aveți așa în februarie o intuiție mare în ceea ce privește viața dumneavoastră și cariera dumneavoastră. Foarte, foarte frumos, vezi frumoase. Vă ia prin surprindere luna februarie cu siguranță, dragii mei. Să vedem ce avem pe partea de profesie. Putere, foarte frumos, arcană majoră, vorbim imediat. În dragoste, o regină de regina de săbii. Da, aveți un partener destul de... sau o persoană văduvă, de ce nu vom vedea imediat în bani. Mamă, regele de săbii, perechea, apare perechea. Vom vorbi imediat și ceea ce vă doriți voi pentru luna februarie, dragii mei gemeni, ce e în căpușorul vostru, ce vreți să schimbați, avem un rege de cupe. Wow! Cupele. Voi știți deja despre ce este vorba când vorbim la ora actuală, ce propunere vine către voi. Pentru că ați vorbit cu acest bărbat din viața voastră, care poate fi un prieten, poate fi tatăl, poate fi cineva apropiat. V-am zis în zodie de apă, poate fi rac, scorpion sau pești. Această persoană v-a făcut vouă o ofertă sau vă deschide ochii în ceea ce privește anumite lucruri care să funcționeze în viața voastră. Discutând cu această persoană, veți decide ce e benefic pentru voi, pentru că erați indeciși.
Veți decide ce să faceți cu viața voastră, valetul de săbii. Dar aveți și un pic de neîncredere în ceea ce privește propunerea acestui rege. Sunteți suspicioși, vă e teamă să nu fiți păcăliți. Să știți că nu veți fi păcăliți pentru că această persoană chiar are sentimente sincere față de voi. Este o persoană care vă apreciază și propunerea vine din suflet, dar nu aveți de-a face cu un șarlatan în ceea ce privește oferta dumneavoastră care vine către voi. Fie că vorbim de partea sentimentală, fie că vorbim de partea profesională, sunteți un pic așa spionați. Și e bine, exact cum v-am zis, să aveți răbdare, să nu luați încă acea decizie în luna februarie. Vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că aveți voi așa niște nelămuriri că poate nu va fi ce trebuie pentru voi. Vine către voi această ofertă, dar poate nu știți dacă este benefică sau nu, pentru că aveți încă aceeași teamă în suflet să fiți sigur că orice decizie veți lua este pe termen lung. Voi asta vă doriți, gemenii, în februarie, să luați o decizie pe termen lung dacă ar să fie benefică pentru voi, dar vom vedea ce se întâmplă. S-ar putea să nu aveți încredere nici în partenerul dumneavoastră, că s-a schimbat, s-ar putea să fiți cu ochii pe acel partener, dacă mai dați încă o șansă, pentru că aveți de-a face cu o femeie, cei care sunteți în zodia gemeni, cu o femeie destul de rea, o femeie care, dacă alege să fiți cu această femeie, pentru că aveți de ales, nu vă iubește sincer. Dacă mai apare o femeie sau mai este cineva, alegeți-vă actualul partener, da? Pentru că persoana care poate să intre sau cu care încă sunteți în dualitate, unul dintre voi nu este sinceră și prea decât să se răzbune pe voi. Așa că vom vorbi imediat la dragoste. Dacă aveți toate șansele să vă refaceți relația de cuplu, dar nu aveți încredere că lucrurile vor funcționa, pentru că din punctul vostru de vedere nu se mai poate repara nimic, cu toate că știți că sunteți într-o relație potrivită, încă merg lucrurile frumos pentru voi, încă stați așa cu neîncredere că nu e ceva de lungă durată sau că acel partener nu se va schimba niciodată. Vom vedea, dragii mei, ce se întâmplă. Cert este că aveți vești bune, dar nu sunteți siguri de ce urmează să faceți. Și e bine să mai așteptați. Ăsta e mesajul clar pentru luna februarie. Pentru că pe partea de profesie avem puterea. Puterea este o arcană major destul de bună pentru voi, pentru că aveți și putere, aveți și curaj, aveți și determinare, știți ce trebuie să faceți să învingeți toate obstacolele din punctul ăsta de vedere. Și într-adevăr să știți că oferta care vine către voi sau ceea ce vă gândiți voi să faceți în luna aceasta februarie va aduce niște bani. Vin niște bani în plus în viața voastră, poate să fie niște bani nemunciți, da? Primiți poate un cadou financiar, primiți poate de la un anumit partener, văd aici că mulți dintre voi o să vă cam jucați cu sentimentele anumitor persoane doar pentru beneficiile astea materiale. Fiind bani în plus în luna aceasta februarie, sunteți determinați, sunteți curajoși, sunteți puternici, poate obțineți chiar o moștenire neașteptată sau cadouri, de ce nu, neașteptate. Sau oferta care vine către voi este destul de bănoasă și chiar în luna februarie câștigați anumite sume de bani sau vi se oferă un avans pentru ceea ce urmează să faceți în viitor. E bine să vă mai gândiți să nu fie bani chiar atât de ușor câștigați. Cert este că îi veți accepta și sunteți dispus să faceți orice sacrificiu pentru că aveți nevoie de bani, dragii mei. Avem aici o persoană destul de dură, regele de... de sabi. Care sunteți chiar voi, dragii mei? Este energia de aer. Voi sau, bineînțeles, vărsătorii sau asta să mă gândesc. Sunt un pic compus, îmi cer scuze. Este energia zodiilor de aer. Vărsător, balanță sau voi, dragii mei, gemeni. Dacă sunteți voi, mai ales bărbații din zodia gemeni, nu vă mai lăsați deloc păcăliți. Nu mai vreți să lăsați de la voi. Sunteți foarte, foarte abrici în ceea ce privește banii. Vreți bani cu orice mijloc. Veți păcăli, veți fi destul de autoritar în ceea ce privește banii, veți lua foloase foarte, foarte ușoare. Cred că pe mai mult pe manipulare și pe... văd și aici și un 8 de bâte. Luptați pentru drepturile voastre financiare. Faceți orice sacrificiu pentru bani. Nu contează pe cine păcăliți sau cu cine aveți de-a face. Cert este că vin bani, vedeți că îi primiți, dar vin în urma efortului pe care voi îl veți face. Vor fi niște eforturi destul de mari, mai mult mentale, mai mult de cine de sarea noastră interioară
și prin intermediul acestui rege voi obține niște bani, fie pe căile legale, că apare și aici, fie păcăliți pentru a-i obține, fie îi primiți mult mai ușor decât ați munci, dar vin bani către voi și nu vă prea interesează ce spune lumea, nu vă interesa ce gândește nimeni, voi vreți să obțineți anumite foloase și le veți obține, fie că păcăliți sentimental pe cineva, fie că păcăliți pe cineva la locul de muncă, fie că vă împrumutați sau obțineți niște bani prin anumite mijloace necinstite, voi asta vreți și asta obțineți. Pentru femeile din zodia Balanță, din zodia Gemeni, s-ar putea ca acest partener, da, care este un partener destul de autoritar, să le aducă ceva bani sau prin intermediul acestei persoane să obțină anumite beneficii. Dar aveți grijă că este o persoană răzbunătoare. Vă va ajuta în ceea ce vă doriți, primiți sumele de bani pe care voi le vreți, dragile mele, dar se va răzbuna cu ochii în patru pe voi. E bine să nu acceptați atât de ușor sau să nu vă lăsați atât de ușor convinse de acest rege, dar o veți face pentru că vreți bani, bineînțeles. Văd perechea aici, deci este aceeași energie, văd multe relații pe interes în luna aceasta februarie, da? Dacă nu vorbim de niciun partener, poți obține beneficii din partea acestui partener, beneficii pentru munca voastră. Deci, clar este că acceptați oferta, e bine să nu vă grăbiți, cum spune îngerul vostru, dar voi o veți face cu siguranță pentru că aveți nevoie de bănuți. Dar aveți grijă în ce vă băgați pentru că această persoană este o persoană destul de rea, știe ce vrea și după are niște interese ascunse în ceea ce privește folosirea voastră, chiar dacă vă aduce ceva bani în plus. Așa că fiți atenți, nu vă grăbiți. Mai gândiți-vă înainte de a accepta cu ușurință ceva ce vine către voi, chiar dacă voi asta vă doriți. Eu văd că veți accepta foarte ușor pentru că aveți nevoie de bani. În ceea ce privește viața sentimentală, avem regina de săbii. Aici pot fi femeile gemeni, poate fi energia de aer specifică vouă, balanță sau vărsător. Da? Pentru femeile gemeni sunteți determinate în luna aceasta februarie să nu mai lăsați nimic de la voi. Să vă urmăriți propriile interese în ceea ce privește viața amoroasă. Adică ce vreți voi? Vreți stabilitate, vreți o persoană care să vă întrețină, vreți o persoană care să vă susțină, vreți o persoană care să fie alături de voi, vreți bani, da? Micile câștiguri pe care voi le veți obține că obțineți anumite beneficii materiale vă fac și mai zgârciți. Vă fac să cereți totul de la partenerul dumneavoastră, vorbind de femei, da? Pentru că ați trecut o perioadă grea, nu v-a susținut nimeni și simțiți că meritați și voi să fiți iubiți. Dacă partenerul dumneavoastră nu se ridică la nivelul așteptărilor voastre, deși eu cred că se va ridica pentru că avem de-a face cu o conexiune de suflet pereche, veți merge mai departe către alt partener, posibil cel care va aduce această ofertă de... E mai înstărit, ca să zic așa, deși actual, decât actual dumneavoastră partener. Vom vedea. În ceea ce privește pe femeile care sunt singure, își doresc un bărbat cu bani și veți intra într-o relație în luna februarie pe interes. Asta este. Sunt convinsă că vei primi niște hate-uri, dar e bine să fiți cinstiți cu voi înși vă, dragii mei gemeni. Vă plac banii foarte mult. Nu vă prea interesează mijloacele prin care voi îi veți obține în luna aceasta februarie, da? Dar vin bani, vine stabilitate, vine persoana cu bani pe care voi o vreți, veți primi bănuți în plus în această perioadă prin intermediul persoanelor care voi iubesc. Să zicem că poate primiți și cadouri din partea familiei, nu neapărat un iubit, din partea unor persoane din viața voastră care, datorită unor mici intrigi pe care voi le faceți, veți primi ceea ce voi aveți nevoie. În ceea ce privește bărbații din zodia Gemeni, ei își doresc o parteneră la fel de... aplică ca și ei, o parteneră care să le aducă beneficii atât materiale cât și sentimentale. Vor totul sau nimic, vor să fie apreciați. V-am zis, aveți mulți dintre voi niște reușite financiare foarte bune, dar vă face și foarte, foarte zgârciși. Nu vă interesează ce spune lumea, sunteți foarte, foarte atent cu partenerul dumneavoastră în luna aceasta februarie. Ați avut o împăcare, ați avut o reconexiune, lucrurile merg frumos între voi, dar nu aveți încredere totală că vor funcționa. S-ar putea să ascundeți anumite avantaje financiare față de partenerul dumneavoastră până sunteți siguri că acest partener este ce trebuie pentru voi, da? Interesant. Să știți că sunteți într-o relație de suflet pereche, exact cum am spus, și e bine să fiți mai deschiși. Voi, în luna aceasta februarie, fiți foarte, foarte, foarte atenți la fiecare mișcare pe care o are partenerul vostru. Interesant.
Interesant. Dacă nu este ce trebuie, sunteți dispus să mergeți mai departe. Cei singuri intrați, bineînțeles, într-o relație pe interes, cum am zis mai devreme. Foarte multe beneficii financiare pentru luna aceasta februarie văd pentru voi. De sănătate, sunteți, nu știu, sunteți siguri pe voi, sunteți foarte încrezători pe voi. Aveți foarte multe lucruri de făcut, un pic nopți nedormite, un pic mai multă tensiune. Mai bine aveți un pic grijă de voi să nu vă îmbolnăviți, dragii mei, sau să, nu știu, trebuie să dormiți mai bine, să mâncați mai bine și să aveți mai mult. Aveți foarte mult stres în luna februarie pe capul vostru pentru că trebuie să faceți rost de bani care nu vor fi chiar atât de ușor de obținut, dar îi veți obține. Voi știți care este prețul pe care veți plăti pentru aceste beneficii. Și să vedem acum la Mela din Oracolul Vieții Dumnezești ce mesaj are pentru Gemeni pentru luna februarie. Da, foarte interesant. Este, vă jucați mult în luna aceasta. Deși sfatul îngerului era să aveți răbdare, să nu vă riscați, voi vă veți risca începând chiar din luna aceasta februarie. Ia să vedem și avem pentru voi 2. Renunță la obiceiul de a-i manipula pe ceilalți. Ce v-am zis? Deci nu are cum să fie o coincidență. Voi sunteți foarte, foarte manipulatori. S-ar putea să sparg în capul vostru, vom vedea mai târziu. Ai crezut că singura modalitate de a obține un răspuns la nevoile sau dorințele tale era să o iei pe ocolite, măgulind ego-ul celuilalt sau chiar făcându-l responsabil de nevoile tale și prin urmare vinovat că nu le poate împlini. Ești pregătit acum să transformi aceste atitudine pentru că știi că responsabilitatea pentru viața și fericirea ta se află în mâinile tale. Wow, 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 wow. Ați învățat și voi lecția că voi sunteți proprii dumneavoastră stăpâni și că voi sunteți responsabili de ceea ce aveți și ce nu aveți în viața voastră. Februarie vine încă o dată cu această lecție și în sfârșit înțelegeți că de voi depinde sau poate voi ați fost cei care ați cerut prea mult de la anumiți parteneri, ați cerut ca să vă facă anumite viața frumoasă și poate n-au putut, vă dați seama că vina este a voastră și luna februarie poate începeți acele studii, poate lucrați mai mult, poate, v-am zis, mulți o să obțineți beneficii ușoare, dar nu cred că veți mai continua foarte mult cu aceste lucruri în viitor, pentru că vreți să faceți voi, vreți să deveniți voi independenți. Oferta este către voi, primiți o ofertă un pic așa nesigură, dar pe care veți accepta pentru că vreți să obțineți mai mult. Faceți mai mult pentru dumneavoastră, pentru partenerul dumneavoastră și pentru familia dumneavoastră, dacă aveți, dar în primul rând pentru voi. Deveniți cea mai bună variantă a voastră începând cu februarie, pentru că ați învățat, ați înțeles că e bine să nu mai manipulați, să nu mai cereți la alții să facă pentru voi și să faceți voi cum considerați că este mai bine. Wow, ce citire frumoasă pentru Gemeni în această lună! Este un pic de intensă, dar cu siguranță va fi foarte benefică. Dacă încă nu faceți parte din comunitatea mea și vreți să faceți parte din această minunată comunitate, apăsați butonul de abonare, este absolut gratuit. Nu uitați de aprecieri, comentarii, distribuiri, ca să primească și alți gemeni cât mai repede mesajele potrivite pentru ei. Lăsați în comentarii dacă deja rezonați, pentru că îmi place să primesc feedback-uri. Voi sunteți foarte, foarte atenți la ceea ce spun eu. Dacă vreți să modific ceva sau dacă vreți să aduc un plus citirii mele și nu fiți greșiți, dragii mei, că aveți de unde, donați în semn de mulțumire pentru timpul și efortul meu o anumită sumă de bani care să mă ajute pe mine în dezvoltarea canalului meu și să mă simt și eu bucuroasă că munca mea este apreciată prin butonul de super mulțumiri. Sunt în mod ce 10-15 lei, deci cât o cafea, cât un suc, dar care pe mine mă bucur de fiecare dată când văd că sunt recompensată, ca oricine, bineînțeles. Până data viitoare, dragii mei gemeni, bucurați-vă, este o lună intensă, dar o lună frumoasă și plină de realizări, mai ales materiale, ca asta vă doriți voi. Pupici!